Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Într-un interviu pentru Antena 3, ministrul de finanțe Marcel Boloș a anunțat că după alegeri noul guvern va trece la impozitarea progresivă și va trebui luată în calcul și creșterea cotei TVA. Ministrul de finanțe a mai declarat că va trebui modificată impozitarea muncii și va trebui făcut transferul sarcinii fiscale spre consum și spre impozitarea capitalului. Domnul ministru Boloș a spus că este nevoie de aceste măsuri pentru a putea fi plătite, printre altele, salariile din sistemul public și pensiile de stat. La telefon este profesorul de economie Cristian Păun. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Vreau să vă întreb, ca să ne lămurim, ce înseamnă mai clar transferul sarcinii fiscale spre consum și impozitarea capitalului? Am încheiat citatul din domnul Boloș. O prostie, pentru că până la urmă, într-o afacere, se iau în calcul toate taxele plătite de afacerea respectivă. Fie că e vorba de taxarea muncii, taxarea capitalului, la final, când se trage linie și se pune prețul cu care se vând aceste produse sau servicii, toate taxele respective intră în calcul. Faptul că tu muți taxe de pe muncă, pe capital, crezând că rezolvi niște probleme, până la urmă nu faci decât să îndepărtezi de antreprenoriat producători mai mici sau mai mari și atunci, în final, tot rămâne problema inflației pe tapet, tot rămâne problema lipsei de locuri de muncă bine plătite în România. Deci, cu alte cuvinte, cumva în România văd că singura soluție pe care o au guvernanții este să crească mereu taxele. Nu, singura soluție pe care vor să o aplice, pentru că cealaltă variantă, despre care mulți cred că ar fi mai corectă, ar fi poate reducerea cheltuielilor statului, poate privatizarea miilor de companii deținute de stat și care provoacă pierderi, nu? Asta este o treabă dificilă și pe care o poate face doar un profesionist în ale guvernării și doar un om determinat să facă într-adevăr în România reforme și să ducă România spre un stat mai puțin obez, un stat mai eficient și un stat care să nu se mai ocupe de toate lucrurile, mai ales un stat care să stea călare pe mijloace de producție. Noi în continuare avem mentalitatea că statul trebuie să producă energie, statul trebuie să extragă gaz, statul trebuie să facă una și alta. Nu, până la urmă funcțiile pe care le are un stat modern sunt destul de limitate și puse foarte mult în concurență cu servicii private. Educație, sănătate, siguranță, până la urmă, toate lucrurile astea trebuie livrate și de stat și de mediul privat în concurență și, din punctul acesta de vedere, cred că ar trebui făcută o reformă în România, schimbarea acestei mentalități, pentru că altfel o să ajungem să dăm faliment, neavând suficiente resurse niciodată să acoperim toate aceste gări, pentru că pe lângă aceste funcții vitale ale statului, noi ne mai ocupăm și de altele, adică, nu știu, reparăm șosele, facem canalizări. Până la urmă, astea ar putea să fie și în comunitatea locală transferate și comunitățile locale să plătească. Trebuie făcute reforme în România, asta este clar, iar e mai greu să te apuci de reforme. Și atunci, cel mai simplu ce faci? Crești taxele. Asta poate să o facă și un gâgă de 10 ani. Adică nu cred că am avea o problemă să punem un prim-ministru de tipul ăsta care o să vină să-i spună, da, ce fac? Crești taxele ca să am bani. Nu e în regulă. Da, în economie încrederea consumatorilor este importantă, investițiile depind de emotivitatea investitorilor foarte mult. Ce efect au asupra mediului economic și investițional astfel de declarații care lasă să se înțeleagă că după alegeri va fi prăpăd în privința taxelor, impozitelor, transferului, sarcinii fiscale și așa mai departe? Atunci când vorbim de legile fiscale, părerea mea că ar trebui să existe o transparență și nu o transparență pe un an, doi, trei, transparență pe minim 10-15 ani, care reprezintă, să spun așa, orizontul minim pentru care se fac planuri de afaceri, se fac calcule din partea acestor antreprenori care își riscă averea să producă ceva în România. Deci sunt mai degrabă elemente de irresponsabilitate din punctul meu de vedere. Nu ar trebui să se mai exprime în public cei din zona guvernamentală cu atât de multă ușurință pe tot acest haos fiscal pe care îl vedem în ultimii ani. Nu este de bun augur cu siguranță și, repet, îndemnul este mai degrabă
să stai acasă, nu să te apuci de produs ceva în România, după ce vezi astfel de, cum să spun eu, astfel de ostilitate, pentru că realmente e ostilitate împotriva celor care sunt în zona mediului privat. Bun, în privința impozitării progresive, România a trecut la cota unică în 2004, după alegerile de atunci, sunt 20 de ani de atunci, nu? Și a trecut la cota unică pentru că impozitarea progresivă era ineficientă. E pregătită acum societatea românească, două decenii mai târziu? Sunt mai pregătite finanțele să gestioneze un astfel de sistem? Până să spunem asta, evident că nu. Trebuie spus așa, România în momentul de față, România nu se justifică impozitul progresiv, pentru că cea mai mare parte a veniturilor populației sunt de natură salarială. Și cam atât. Adică omul câștigă salariul, nu mulți dintre noi au dividende, chirii, rente și așa mai departe, astfel încât în final venitul să se globalizeze și apoi să se aplice acest impozit progresiv. Impozitul progresiv înseamnă costuri pentru statul român, înseamnă faptul că se duc niște sume progresiv mai mari pentru bugetul statului din veniturile mari în România, dar care sunt foarte puține, pentru că suntem cea mai săracă țară, da, din zona aceasta, și atunci, cumva, de ce să aplici impozit progresiv? Să iei mai mult de la niște bogați care sunt puțini și oricum nu sunt foarte bogați, ca să dai la săraci pe care trebuie să-i exonerezi de impozite, pentru că asta înseamnă impozit progresiv, să le aplici tot felul de deduceri, să-i pui să vină la tine să-și raporteze cu toții veniturile, să adaugi apoi cheltuieli dovedite prin chitanțe pe care să le verifice autoritatea fiscală. Vă dați seama, ei au probleme în momentul de față să verifice 600.000 de companii. Dacă mai adăugăm și 6 milioane de contracte de muncă plus alte venituri pe lângă cele salariale, vă dați seama ce haos suplimentar apare în sistemul fiscal. Eu zic că trebuie să ne concentrăm pe evaziune, pe contrabandă, să ne concentrăm pe tot ce înseamnă comerțul ăsta cu produse ilicite, toată această economie subterană pe care nu reușim să o dovedim și, evident, pe ghepul de TVA, pentru că și aici avem o problemă. Noi aplicăm un TVA, chiar dacă el e cel mai mic din Uniunea Europeană, cum spune domnul Boloș, din păcate nu-l încasăm în proporție de 40% din diferite motive, pe care nici astăzi nu ni le-a clarificat dumnealui. Și atunci e mai ușor să vii să spui, neînțelegând de ce avem ghep de TVA, să vii să spui, da, soluția este nu să rezolvăm problema ghepului de TVA, să creștem TVA-ul. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea profesorul de economie, Cristian Păun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.